trei zile de post și rugăciune. Un apel la care am fost chemați toți credincioșii din România, un apel lansat pentru 5, 6, 7 martie, post și rugăciune pentru România, pentru mai multe cauze. Cultul creștin pentecostal ne invită și ne provoacă la o asemenea, un asemenea maraton de rugăciune. Alături de mine este președintele cultului pentecostal, pastorul Nelu Filip. Bun venit! Bine v-am găsit! De ce un apel atât de intens? Pentru că nici când mai mult decât în vremurile acestea nu avem nevoie de ajutorul cel, celui preanalt Pentru că în vremuri ca și acestea, dacă ne uităm în jur, lumea este în tulburare, societatea întreagă este în tulburare, și chiar bisericile au în ele de tulburare. Au mai fost campanii de post și rugăciune? Aduce ceva nou acest apel? Da, sigur, cultul creștin penticostal a propus credincioșilor uh, în fiecare lună o zi de post și rugăciune, practic prima joi din uh, fiecare lună, prin proiectul împreună pe care îl avem de citire a Bibliei și de rugăciune. Noi chemam credincioșii la o zi de post pe lună, dar acum am simțit nevoia, în cadrul ședinței Consiliului Bisericesc al Cultului creștin pentecostal, am simțit nevoia de a ne apropia de Dumnezeu mai mult. Pentru că, după cum știm, postul este o renunțare la domeniul fizic al vieții în favoarea domeniului spiritual și credem că toți credincioșii pentecostali sunt chemați să facă lucrul acesta înspre a se apropia de Dumnezeu în mod deosebit și strigătul nostru să se audă sus la Dumnezeu. Concret, cele trei zile au niște cauze și niște motive specifice. Haideți să vedem despre ce este vorba. Sigur, ne-am propus întâi și întâi, în data de 5 martie, să ne rugăm pentru cultul creștin pentecostal și bisericile care îi aparțin. Facem lucrul acesta pentru că biserica este într-o perioadă de cernere și trebuie să recunoaștem lucrul acesta. O spunem cu durere în suflet. Mărturia pe care noi trebuie să o ținem uh, curată pentru Hristos, a ajuns uh, să uh, fie altfel decât ne-am dorit-o și tocmai de aceea căutăm în vremea de acum să stăm înaintea Domnului, să cerem uh, ca Domnul să ne sfințească și Dumnezeu să lucreze în cadrul bisericilor din cultul creștin pentecostal. În calitatea pe care o am de președinte, vreau să chem toate bisericile și toți credincioșii pentecostali să se adune la oaltă, să stea în rugăciune stăruitoare înaintea Domnului, ca Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea din cultul creștin pentecostal. Pentru că, uh, vedeți, istoria noastră nu e lungă. Practic, de abia am trecut de 100 de ani de pentecostalism în România. Dar creșterea uh, numerică a credincioșilor uh, a fost una foarte mare. Cultul creștin pentecostal este practic al patrulea cult din România ca mărime. Însă, crescând numărul credincioșilor, crește și numărul problemelor. Uh, trebuie să recunoaștem asta și sigur că e dureros pentru noi să știm că nu toți cei ce intră în bisericile pentecostale înțeleg responsabilitatea lor de a păstra mărturia curată și tocmai de aceea chemăm credincioșii penticostali să ne rugăm Domnului pentru ca mărturia noastră să poată să-l reprezinte cu adevărat pe Hristos. În același timp, vrem să ne rugăm pentru dezvoltarea lucrării din cultul penticostal. Sunt atâtea domenii ale lucrării. Bisericile locale au ele însele programele lor și proiectele lor misionare, dar avem în cadrul cultului creștin penticostal, agenția penticostală de misiune externă Uh, unde un număr semnificativ de misionari plecați de aici din România s-au dus uh, peste hotare ca să-L mărturisească pe Hristos altor națiuni. Trebuie să ne rugăm pentru ei. Avem uh, uh, area în cadrul cultului penticostal, o agenție prin care căutăm să plantăm biserici în zonele unde nu există mărturie penticostală, Facem lucrarea aceasta și e nevoie ca și pentru această lucrare să ne rugăm Domnului pentru evangeliștii noștri ca să poată să facă lucrarea. Avem nevoie să ne rugăm pentru formarea de lucrători, pentru uh, Institutul Teologic Pentecostal din București și pentru seminariile biblice din cadrul comunităților, chiar pentru liceele pentecostale, pentru că avem nevoie ca în vremuri ca acestea Dumnezeu să scoată lucrători și să scoată oameni care într-adevăr știu să se raporteze în mod corect la Dumnezeu și la semenii lor. Tocmai de aceea socotesc a ne aduna la o altă la rugăciune și parcă aș sublinia oarecum cu roșu în cererea aceasta a noastră. E nevoie să ne rugăm pentru mult discernământ pentru lideri. În vremea de acum avem nevoie de mult discernământ. Avem nevoie de lumină de la Dumnezeu, singurul care ne poate da călăuzirea și tocmai de aceea strigarea mea este către toți credincioșii penticostali, uniți-vă cu noi în rugăciune, ca împreună să ne bu putem bucura de biruința pe care o dă Domnul lucrării în care ne-a chemat. Avem o rugăciune și pentru țară? Da. Sunt motive a... de îngrijorare, E ceva care antrenează această rugăciune? În a doua zi a acestei campanii, respectiv în data de 6, 6 martie, suntem chemați să ne rugăm pentru pacea țării acesteia. Vedeți, războiul este la granițele României și nu este un război ușor. Simțim alături de cei ce trăiesc în Ucraina, de cei ce trăiesc în Republica Moldova. Simțim alături de frații noștri care sunt confruntați cu greul războiului. Ba mai mult, chiar pe șoselele patriei noastre ne-e dat să vedem camioane, NATO, echipamente militare și toate acestea ne fac să ne îndreptăm gândul spre Domnul Păcii. De aceea chemăm credincioșii penticostali să avem rugăciuni stăruitoare înaintea lui Dumnezeu pentru pacea acestei țări. Sigur că sunt mulți care astăzi cred că soluția și garanția păcii o dă NATO sau o dă nu știu ce altă alianță. Eu vreau să spun tare și răspicat, Domnul păcii este Dumnezeul căruia noi ne rugăm, prințul păcii este Isus Hristos și pe El îl dorim să fie cel ce aduce pacea. De aceea chemăm credincioșii să se roage pentru pacea țării și pentru pacea regiunii acesteia, care este atât de importantă pentru noi toți. Nu uităm că suntem în an electoral. Da, tocmai de aceea, a treia zi a campaniei de post și rugăciune uh, îi cheamă pe credincioșii din România să ia în considerare țara aceasta pentru care suntem datori să ne rugăm. Fiind an electoral cu patru rânduri de alegeri în țara aceasta, e atât de important ca românii să aleagă bine. Să aleagă, zic eu, astăzi oameni care se tem de Dumnezeu, oameni care să țină. Uh, populația acestei țări într-un cadru plăcut lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea cred că e important ca noi să ne rugăm pentru țară, așa cum de altfel ne învață Sfânta Scriptură, suntem datori să ne rugăm pentru binele cetății în care trăim pentru o vreme pentru binele țării acesteia și credem că Dumnezeu va asculta ruga noastră și va binecuvânta alegerile acestea. Sigur, există credincioși penticostali în toate structurile societății de astăzi și suntem bucuroși că avem chiar în structurile politice, în structuri înalte, suntem bucuroși de ei. Și am vrea să ne rugăm în continuare ca Domnul să-i binecuvânteze pe cei ce sunt oameni cu adevărat dedicați lui Dumnezeu și să ne rugăm Domnului ca El să mai ridice oameni din toate păturile sociale să-i ridice și să-i folosească pentru binele acestei națiuni. Hmm. Se spune că avem liderii pe care îi merităm, adică poporul credincios nu se roagă și cârtește împreună cu ceilalți că nu sunt lideri care să-l caute pe Dumnezeu. Apelul vine exact în momentul potrivit. Dacă noi nu ne rugăm, cine să se roage? Tocmai de aceea cred că e vremea ca, în loc să fim cârtitori, mm -hmm. e vremea să fim oameni rugători, oameni care stau înaintea Domnului și care cer de la Domnul har și milă pentru țara aceasta. Și cred că Dumnezeu va da. Dumnezeu zice că caut un om care să stea în spărtură. Iată că acum provocarea aceasta nu este pentru un om, ci pentru un cult întreg, o comunitate, a patra din România. Um, nu este un caz singular în scriptură, situații în care găsim orașe, comunități, țări care se smeresc în rugăciune și în post și se întâmplă miracole. Și ceea ce este frumos, că atunci când poporul s-a adunat la oaltă ca să postească și să se roage lui Dumnezeu, Dumnezeu a răspuns. Tocmai de aceea vreau să fac această chemare, să o fac să se audă până departe. Dragi credincioși, vă chemăm cu toată dragostea, a veniți să ne unim împreună în rugăciune în zilele de 5, 6 și 7 martie. În data de 5 martie să strigăm către Domnul și să zicem: Doamne, binecuvântă-ți poporul, binecuvântă-l cu sfințenie, binecuvântă-l cu înțelepciune și cu creștere după voia ta. În ziua de 6 veniți să ne unim în rugăciune și să strigăm către Domnul pentru pacea acestei regiuni, pentru pacea țării. Iar în data de 7 martie să strigăm către Domnul și să zicem, Doamne, ridică oameni în alegerile acestea care vor fi, ridică oameni care să ia decizii după voia ta. Asta amin. ne dorim. Nu pot decât să zic amin și să îi provoc pe toți cei care ne-au urmărit să urmeze această chemare și să-și asume 5, 6, 7 martie. Ne unim în rugăciune. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!